grupul de familii, am deosebit sorele noastre. Sunt aici pentru că în urmă cu 4 ani, în aceeași lună, acum decembrie, am înmormântat și o scumpă soție și de atunci am rămas datorul lui Dumnezeu cu ce v-am pus. Tare mulți copii de-ai lui au fost lângă noi atunci și țin minte că ne-a prins bine. Și am spus Domnului că atunci când alții dintre copiii lui vor trece prin asemenea situație, dacă poți, vreau să fiu lângă ei. În mod deosebit spuneam, mă adresez celor văduri, orfanilor, celor care simt mai mult. Ne amintesc că în perioada văduviei mele de 2 ani și ceva, m-au întrebat unii cum este să fii văduv. Și la întâlnirea văduvilor le-am spus că nu le spun. Și a zis unul, de ce? Pentru că voi nu știți limba asta. De anul trecut sunt recăsătorit și poate în felul ăsta aș fi mai ușor de înțeles că am luat o văduvă cu 12 copii. A avut 13, dar cel mai mare la 6 luni după ce a plecat soțul, a plecat și el. Cu asta am spus că știu cum bate vântul prin valea asta și știu și miros are moartea. Dar, dumneavoastră, în primul rând, vreau să mă adresez și să spun ceva în câteva minute cu titlul Planurile noastre și planurile Domnului. Dar o să completez la urmă titlul. S-a citit din carte Iov. Acest om credincios, fără reproș, a spus Dumnezeu că nu era altul ca el pe pământ. Și așa de bine i-a mers, încât spune, nu doar că diavolul e împrotit de Dumnezeu, a spus el, Iov 29, Domnul veghea ca un prieten peste cortul meu, copiii mei se teau în jurul meu. Versetul 18. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri și zilele mele vor fi multe ca nisipul. Mai spune alte detalii și asta scrie în capitolul 30. Și acum, puncte. Au fost atunci, se spunea 10 sicrie, eu spune că 10 de sicrie aveau mulțime de slujitori și doar câțiva au scăpat ca să fie veștile șoc una după alta. Și eu ținea și la sufletul. Evident, copiii au fost ceva special. Și în această situație, spune el în capitolul 17, versetul 11, ce mi s-au dus zilele? Mi s-au nimicit planurile. Planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Cu siguranță că și fratele și noastră ca familie să văd planuri. Și e normal să fie așa. Dar planurile lui Iov s-au năruit. Și-o dumneavoastră înveți acesta. Că bine spunem Psalmul 146 că planurile oamenilor pot să ducă cel mult până în asemenea moment. Dar, iată ce spune Iov mai apoi în cartea sa, capitolul 23, versetul 13. Dar hotărârea lui, adică a lui Dumnezeu, este luată, evident, și în cazul acesta. Cine îi se va împotrivi? Ce îi dorește sufletul, aceea face. Și acum atenție. El va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Planurile lui Iov, a dumneavoastră, a mele, o desfințăm. Dar planurile Domnului se împlinesc în continuare. Fie numele Domnului binecuvântat. Îmi amintesc că ca și soția la Domnului 2 luni și am ajuns la vecinii la Suceava și mi-a vorbit Domnul printr-o soră, bărbatule, cum te voi mângâia eu pe tine? Tu acum nici nu vrei, nici nu poți percepe. De acolo am mers în altă parte și mi-a vorbit Domnul așa.
mesaje scrise mai dinainte pentru tine se vor împlini la vremea lor. Eu am crezut că atunci când trăim se scrie, dar am înțeles că scrise dinainte în planurile lui Dumnezeu și când trăim nu mai le citim, dar de scris în scrise, în baza acestor principii putem vorbi de un Dumnezeu care le știe pe toate dinainte, la nivel de țări, de familii sau de indivizi. Zice în Daniel 11 și spune profetului un înger, vreau să spun, am citit ceva într-o carte a lui Dumnezeu, spune cartea adevărului, cum mai fi între trei împărați în Persia, se va întâmpla așa și așa, scrise și țin de planurile Domnului. Poate va spune cineva, dar atunci de ce ne facem noi planuri? E normal, suntem oameni, ne ținem de libertate, dar planurile Domnului rămân în picioare. Și acum ascultați cheia a ceea ce vreau să vă spun. Eu m-am vrut neapărat să aibă o convorbire cu Dumnezeu. Pentru că se știa nevinovat. Și zice, Doamne, nu se poate să-mi refuzi un asemenea de aia. Și la un moment dat, după ce a lăsat și pe el și pe ceilalți să spună părerea, nu întotdeauna bună, Dumnezeu a apărut. Și spune Cartea Sfântă, în capitolul 40, versetul 6, Domnul în sfârșit a răspuns lui Iov, cum se spunea și în cazul acelei mame, de un bun Domnul a răspuns. Vrei să nimicești până și dreptatea mea? Și când am citit un asemenea verset, nu odată m-am oprit și a spus, Doamne, cum dreptatea ta? Tu ai spus la două ședințe consecutive în cer că nu e altul ca el de bun pe pământ. Ai îngăduit să se năruiască tot, averea, să se rupă relațiile, să fie respins și de cei mai apropiați. Și la urmă să fie și lovit cu boală care mirosea moarte. Asta e dreptate? Dar a zis-o Dumnezeu că dacă își dărea cu preajul în sfânt, punea în îndoială sau în oarecare. Și Iov, după ce Dumnezeu îi pună ploaie de întrebări, nu neapărat pe subiectul dorit de el. Scrie în capitolul 42, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor sau planurilor tale, Doamne. Și iar întreabă Dumnezeu. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planul? Vă rog, rețineți, dragi creștini, episodul cu Iov n-a fost doar o realizare în dușmânia satanei, că atât a obținut de la Dumnezeu să-l lovească. Nu, asta a fost doar o față a fenomenilor. În fond, ce s-a întâmplat cu Iov au fost planuri ale lui Dumnezeu. Și dacă i-ar fi îngăduit Dumnezeu lui Iov să le strice, asta ar fi fost o nebunie. Și da. Adevărat e cuvântul Apostolului Pavel de Romani 11 care spune, o, cât de neînțelese sunt căile lui. Dar scanuri stabilite și le putem încurca. Vine în minte un caz cunoscut îndeaproape. S-a îmbolnăvit un bărbat într-o familie cu 7 copii. El era din comună de la mine. Soția lui avea descoperit de la Domnul și s-a pus înaintea Domnului curmezici. Și Domnul i-a spus ei că avea descoperit, lasă-mă să ți-l iau, că va fi greu dacă ți-l las. Cu siguranță nu că s-ar fi întâmplat aici așa. Doar un exemplu. Și spus, cum, Doamne? E mai bine dacă mă lași văduvă cu 7 copii? Și Dumnezeu l-a lăsat. Și nu vă spun mai mult, a fost spre nefericirea întregii case pentru 10 de ani. Dar altul răspuns. Zice Iov, am vorbit fără să le înțeleg. De minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le știu. Și aici stau în lucru.
să rețineți, am spus că vă spun la urmă dintr-un drept. Planurile noastre și planurile minunate ale Domnului. Nu doar că face Dumnezeu planuri în baza superanității Lui, că e tot puternic și cine poate să împotrivă. Sunt minuni, sunt minunate. Cum? Să plângă și mie pădură. Raportat la viața de aici nu pot fi înțelese. Dreptatea lui Dumnezeu nu vizează numai segmentul vieții terestre. Doar pentru aici nu-i dreptate. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Isaia, capitolul 25. Asta atunci când Domnul va veni și va instaura împărăția Lui, citesc de la versetul 1. Ce vom spune atunci și acolo? Doamne, ești Dumnezeu meu, pe Tine te voi înălța, laud numele Tău că și-ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au întâlnit cu credincioșie. Când ne vom întâlni dincolo, cum spune poetul, când familiile sfinte vor fi reconstituite, în aceea scumpă zi când din nou s-o întregi, ambianța principiile, abia atunci vom percepe într-o altă ipostază. Planurile Domnului nu au fost doar suverane, au fost minunate. Vă doresc să aveți răbdare, așteptare. Eu n-am priceput. Cum? Nici eu n-am priceput. Nici nu pricep și nici nu mai întreb. Dar atât am priceput și suficient să pricepem că planul lui Dumnezeu sunt minunat. Dar că adevărata lor față se va vedea numai dincolo. Ne-am imaginat eu așa o situație. Poate Dumnezeu vrea să-L pună pe eu ministru și să spună alții, Doamne, de ce eu? Ați trecut voi prin școala Lui? Am zis doi ucenici de-a Domnului, erau ferișori lui, Iacob, Ioan, venit cu mama, cu mătușa la Domnul Iisus, mărat. Așez unul la dreapta și unul la stânga. Și-a spus Domnul, locurile sunt rezervate, dar și cu pahar, fiecare ce-o băut. Și ce-a îndurat? Prin ce a trecut pe pământ? Așa trebuie înțeles ea. Aici nu pricep. A fost sfinți care au murit. Oamenii acolo dreptate n-a fost cunoscută nici după moarte de cei din jurul lor. Dar în ziua aceea când se vor descoperi toate și Dumnezeu, care vede nascuns, care face planuri și are taie minunate, deci va scoate sfinți și îi va aranja și va așeza pe fiecare la un loc pentru vecii vecilor. Ajung la convingere, spun asta și cea mai mare oraș care pot să-l dorești cuiva e să ajungă la locul care l-a rânduit Dumnezeu în eternitate. Perspectiva aceasta, stimată soră și toți ceilalți care suferiți, ferice de cine se uită la cele eterne. Tot ce e aici zboară și bine că nu mai dă încă Metusala. Dar veșnicia în curând se va deschide. Zilele astea mi-a trebuit o soră prorociță un mesaj, a zis, mă rugam, și dintr-o dată am văzut o sală de mese așezată pe nori. O să se lucra la ultimele mese să se așeze pe ele. Și azi m-a cuprins un sentiment că nu sunt pregătită și m-a cuprins tot un sentiment de copturele pentru poporul Domnului că încă nu-i pregătit. Oare în planul Domnului n-a fost cumva nu doar pentru ei, ci și pentru noi planul să ne ajute să ne pregătim, să luăm în calcul în veșnicia? Să ne dea Dumnezeu pricepe aceasta și să așteptăm momentele în care vom vedea minunăția lucrărilor divine și vom fi cu Domnul pentru vecii vecilor și cu toți cei sfinți. Amin.